ta oportunitate. To do something that you've never done before. Vreau să te rog să faci ceva ce n-ai făcut niciodată înainte. I'm going to give you an opportunity to invite Jesus Christ to come into your heart and into your life. Îți voi da oportunitatea să-L inviți pe Domnul Iisus Hristos în viața ta și în inima ta. And tonight if you invite Christ to come into your heart. Și în seara aceasta dacă-L inviți pe Hristos în inima ta, He'll change you, He'll forgive you. El te va schimba, El te va ierta. You see, Jesus Christ is the Son of God. Vezi tu, Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Who came to this earth on a rescue mission. Care a venit pe pământul acesta într-o misiune de salvare. To save you and me from our sins. Să ne salveze pe tine, să mă salveze pe mine de păcatele noastre. The Bible says that we've all sinned and come short of God's glory. Biblia spune toți am păcătuit și nu merităm gloria lui Dumnezeu. That the wages of sin is death. Și plata păcatului este moartea. But the gift of God is eternal life through Jesus Christ. Dar darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică prin Domnul Iisus Hristos. Jesus Christ went to the cross. Iisus Hristos a dus la cruce. And He died and shed His blood on the cross. For your sins. El a murit și a lăsat sângele pe cruce pentru păcatul tău. He was buried and on the third day Christ was raised from the dead. A fost îngropat și a treia zi Hristos a înviat din morți. And tonight if you're willing to invite Christ to come into your heart. Și în seara aceasta dacă vrei să-L inviți pe Iisus Hristos să intre în inima ta. God will forgive you and cleanse you. Dumnezeu te va ierta, Dumnezeu te va curăța. You can have a new life and a new beginning. Poți să ai o viață nouă, poți să ai un început nou. And in a few moments I'm going to invite you to get up out of your seat. În câteva momente te voi invita să te ridici din scaunul pe care stai. Stand in front of this platform. Să vii și să stai în fața acestei platforme. And when we've all come, we're going to have a word of prayer. Și când veți veni toți aici, te vom ruga împreună. You prepare to come. Fii gata să vii când te voi invita. I want to look at a young man in the Bible who ran from God. Aș dori ca să ne uităm în Sfânta Scriptură la un tânăr care a fugit de Dumnezeu. And I believe there are many of you here tonight you've been running from God. Și eu cred că sunteți mulți aici în această seară care ați fugit de Dumnezeu. There was a period in my life where I ran from God. A fost o vreme în viața mea în care eu am fugit de Dumnezeu. But there's a story that Jesus tells. Este o relatare pe care o face Domnul Iisus Hristos. About a young man who ran from his father. Despre un tânăr care a fugit de tatăl său. And I want you to listen to this story. Și aș dori să ascultați această relatare. Very important that you listen. Este foarte important ca să o ascultați. Let us read. Vom citi din Evanghelia după Luca, de la capitolul 15, începând cu versetul 11. El a mai zis, un om avea doi fii, cel mai tânăr din el a zis tatălui său, tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine. Și tatăl a împărțit averea. Nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară îndepărtată, unde și-a risipit averea ducând o viață destrăbălată. După ce a cheltuit totul, a venit o foamete mare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. Atunci s-a dus și s-a lipit de unul din locuitorii țării aceleia, care l-a trimis pe ogoarele sale să-i păzească porcii. Mult ar fi dorit el să se sature cu roșcovele pe care le mâncau porcii, dar nu îi le da nimeni. Și-a venit în fire și a zis, câți argați ai tatălui meu au belșug de pâine, iar eu mor de foame aici? Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și îi voi zice, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta și nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Fă-mă ca pe unul dintre argații tăi. Și s-a sculat și a plecat la tatăl său. Când era încă departe, tatăl său l-a văzut și s-a făcut milă de el. A alergat de a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Fiul i-a zis, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Dar tatăl a zis robilor săi, aduceți repede haina cea mai bună și îmbrăcați-l cu ea. Puneți un inel în dege și încălțăminte în picioare. Aduceți vițelul cel îngrășat și tăiați-l să mâncăm și să ne veselim. Căci acest fiu al meu era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit. Și au început să se veselească. Acesta este cuvântul Domnului. Amin. Here's a young man who comes from a good home.
Aici găsim un tânăr care vine dintr-o casă bună. He has a loving father. Are un tată iubitor. Now they live in the country. Trăiesc la țară, cum ar fi. There's a, maybe a farm. Probabil că e vorba despre o fermă. There's some servants. Și vedem că acolo sunt și ceva slujitori. And there's two sons. Și există doi fii. The older and the younger son. Cel mai în vârstă și cel mai tânăr. But the younger son does something that's a little strange. Dar cel tânăr face un lucru care este un pic ciudat. He goes to his father. El merge la tatăl său. And he asks for his inheritance. Și își cere partea sa de moștenire. I don't know about your country, but we don't do that in America. Nu știu cum este în țara voastră, dar în America noi nu putem face așa ceva. If my sons came to me, dacă fiii mei ar veni la mine, said, Dad, we'd like to have our inheritance now. Și ne-ar spune, tată, dă-ne și nouă partea de moștenire acum. I would say, no. Le-ar spune, nu. Your mother and I might spend every penny. Mama voastră și cu mine poate stricăm tot bănuții, ultimul bănuț. Left when we die. Dar putem să nu vă rămână absolut nimic când murim noi. And I'm not going to give it to you now. Și cu siguranță nu vă voi da nimic acum. Now that's what I would say. Asta spune eu. Maybe you would do it differently. Poate că voi ați face altfel. But we see in this story that the father gives the request to this young man. Dar vedem că relatarea Mântuitorului, tatăl îi dă tânărului cer.